Drumul pașilor neopriți, de Dan Ioan Groza. O liniște atât de stranie s-a lăsat ca și o ceață, și presimt o hibernare a nopții peste dimineață. Încep să fumege hornurile câtorva dintre case și văd satul trăind în puținele suflete rămase. Dar totuși, lumina încă nu și-a făcut prezența. Și zărez la casa cu numărul 7 o maică bătrână. Nici nu mă gândeam că o să mă întrebe ce fac și că o să împartă din pâinea ei ultima fărâmă. M-am pierdut, căutând o privire pură într-un vis, atât de stingher am ajuns pe meleaguri străine. Am umblat doar noaptea, cum mi-a fost scris, fără să ating, să văd, să simt sângele în vine. Am sperat totuși că-l voi întâlni pe Dumnezeu, fără să știu că mă privește cu așa mare păsare, am sperat că voi înțelege de unde provin eu și că voi cunoaște enigmatica timpului uitare. Povestind cu măicuța, ziua birui lunga noapte și am înțeles puterea ei de a trăi în singurătate. Am înțeles amăgirea din nenumăratele șoapte și speranța drumului spre divina ei eternitate.